Edilii clujeni vorbesc ca să vorbească, fiecare despre câte un proiect și fiecare recunoaște că nu sunt bani pentru ideile municipalității, dar insistă să discute pe aceleași teme. Emil Boc redeschide subiectul metroului și anunță că un metru de linie costă numai puțin de 1000 de euro. Dar nimeni din administrația publică nu știe exact când va fi demarat proiectul sau care este termenul de finalizare preconizat. Așa că, între timp, city managerul municipiului mai vine și el cu un proiect, trenul urban. O recomandare a Uniunii Europene încă din anii 2000, venită ca urmare a unui studiu de trafic. Am stabilit cu un consultant varianta finală a stațiilor și punctelor de oprire care ar fi necesare de la Nădășel până la Jucu sau Bonțida. Unele se suprapun cu cele existente, altele vor fi înființate. Urmează discuții comune cu Consiliul Județean, CFR și Compania de Transport Public, eventual și cu operatori feroviari. Cel mai greu va fi cu stația de la aeroport, unde se discută de mult despre un punct intermodal. Proiectul este deocamdată blocat din cauza costurilor mari, a declarat Gheorghe Șurubaru. Deci, e clar, un proiect la fel de fezabil ca metroul, adică aproape deloc. Totuși, edilii vin și cu detalii. Ei susțin că demararea proiectului trenului urban depinde de CFR și că ar fi posibilă folosirea căii ferate care traversează Cluj-Napoca pentru realizarea unei legături rapide pe axa Baciu-Jucu în zona metropolitană Cluj. Lucru despre care a vorbit primarul Emil Boc și la începutul anului. Suntem în discuții cu CFR, cu Consiliul Județean și cu comunele învecinate pentru utilizarea culoarului de cale ferată. E un proiect al nostru în care avem nevoie de implicarea și susținerea directă a CFR, care trebuie să-și exprime foarte clar acordul. E o magistrală feroviară internațională pe care noi trebuie să ne pliem, a declarat în ianuarie Emil Boc. La vremea respectivă, Emil Boc spera că proiectul va fi demarat cât mai repede, însă și el a declarat că sunt mai mulți actori implicați. Și au trecut 6 luni și nimeni nu a mișcat un deget, dar când e vorba despre discursuri publice, subiectele revin în gurile edililor. Și tot de atunci, alte proiecte demarate sunt în impas. Cel puțin așa declară mai mulți cetățeni revoltați de faptul că proiectul Cluj Bike a eșuat. Știi proiectul ăla fain cu biciclete gratis în Cluj? Da, o treabă excelentă pe bani europeni. Știi că parcarea în Cluj în centru este de multă vreme o misiune imposibilă și mai nou extrem de costisitoare? Știi că utilizarea bicicletelor ar fi o soluție ca să limitezi traficul auto în centru, să lași trotuarele pentru oameni și să încurajezi și mișcarea? Îl știi pe primarul ăla mic care a câștigat alegerile și pentru treaba cu bicicletele? No, află că primarul ăla mic de tot a blocat emiterea cardurilor pentru utilizarea bicicletelor și nu de ieri de azi, ci din septembrie anul trecut, adică de 10 luni. 10 luni, a scris un clujan pe Facebook. După 8 luni, edilii s-au gândit să anunțe și public acest lucru. Nu se eliberează carduri pentru Cluj Bike de mult, chiar de anul trecut. Ideea este că s-au eliberat foarte multe, undeva la 20.000 de carduri la 500 de biciclete. Este enorm. Deocamdată nu se știe când se vor mai elibera. Trebuie să vedem cum vom continua cu sistemul. Acum facem o analiză a gradului de utilizare a sistemului, iar în măsura în care va fi posibil, vom elibera noi carduri, dar vom anunța. A explicat în luna mai Mirela Ugruțan din cadrul biroului mass media al primăriei clujene. De atunci au trecut mai bine de 2 luni și încă analiza nu s-a încheiat. În schimb, municipalitatea și-a îndreptat atenția către alte proiecte de mobilitate urbană, metrouri și trenuri.